Majoritatea celor care nu au semnat, nu au fost prezenți, fiecare a vorbit cu mine, unii sunt plecați din țară, ajung în noaptea asta sau mâine, unii ajung marți. Noi am fost interesați să avem numărul de semnături peste limita stabilită de Constituție, iar cei cu care am vorbit am considerat necesar să nu le stric treburile astăzi. Noi stabilisem joi că depunem luni moțiunea de cenzură, așa și-au și făcut programul majoritatea. Am luat decizia ulterior de a o depune astăzi pentru a scurta timpul în care ne aflăm, scurta perioada în care ne aflăm de incertitudine și de lipsa practică a unui guvern care are efecte pe care ne dorim. Eu am mai gestionat o moțiune de cenzură. Este important votul de miercuri care va fi masiv. Dacă cei care vor să discutăm sau cei care vor să discute cu mine și cu noi, cu PSD-ul, vor să respecte ordinea constituțională și votul din decembrie și deciziile partidului, deschiderea mea este totală. Absolut public făcut de premier de a demisiona odată cu domnia sa luni. Nu ați făcut, nu ați dat un răspuns acestui apel public pe care nici n-am cum să dau curs. Am avut o discuție chiar în CEX. Doar am întrebat pe colegii mei dacă se pune problema să discutăm și a zis că nici vorbă. Totuși, un președinte al PSD-ului nu poate să reacționeze în felul ăsta. Nu când un membru îi cere. Categoric, da. Numai că, acum mai și glumim, ne fiind sigur dacă președintele Iohannis numește președinte PSD tot un membru PSD, atunci mai ezit și eu.